Bună ziua, oameni buni! Astăzi încerc să fac o chestiune pe care mi-am propus-o în urmă cu aproape 5 ani. Atunci am făcut în curte un grătar și o sobă. Vă arăt aici. Ideea era să încerc să fac ouă ochiuri și cartofi prăjiți. Sincer, sper să-mi iasă. N-am mai făcut cartofi pe mașină și o pe mașină de pe vremea bunicilor, cred că de aproape 20 de ani. Și pentru că suntem obligați să stăm acasă, facem lucruri pe care ne-am propus să le facem și nu le-am făcut niciodată. Pentru mine, ziua de astăzi, chiar cred că o să o țin minte multă vreme, pentru că acum 5 ani de zile mi-am propus să fac o ochiuri, să fac cartofi prăjiți și turtite pe mașină, cum le spunea mamaie, bunica, Dumnezeu să o odihnească, și pe care n-am reușit să le fac niciodată. Sper să vă petreceți și voi zilele frumos alături de familie și împreună să trecem peste această nebunie cu statul acasă și cu pandemia care pare să paralizeze Europa. Zic paralizează Europa pentru că la noi în România lucrurile sunt abia la început. Am văzut cum evoluează situația în Italia, am văzut cum evoluează situația în Franța, în Spania și din nefericire pentru noi nu cred că avem motive să fim optimiști nici în ceea ce privește situația de la noi de acasă. Așa că vă spun încă o dată să aveți grijă de voi, să stați aproape de cei dragi, să nu intrați în... Nu știu, să nu ieșiți în public, să nu intrați în contact cu străinii și chiar și la muncă, acolo unde foarte mulți dintre noi suntem obligați încă să mergem, evitați contactele cu ceilalți, evitați saluturile. În principiu, evitați să mai fim așa de apropiați cum suntem noi românii în viața de zi cu zi și sper să ne ajute Dumnezeu să trecem cu toții cu bine peste toate aceste grele încercări, să avem cât mai puține victime, să tragem învățămintele pe care trebuie să le tragem și să ne pregătim mai bine. Cred că puteam să facem mai multe pentru a preveni o parte din lucrurile pe care vedem că nu merg foarte bine sau chiar putem spune că merg prost, dar ne pregătim pentru cei mai rău și sperăm la cei mai bine. Faceți eforturi să vă păstrați sănătoși, pentru că situația din spitale o vedem cu toții în fiecare zi la televizor, la știri, pe Facebook, pe net și cred că putem să-i ajutăm pe cei care se luptă să salveze vieți păstrându-ne sănătoși și încercând să fim cât mai atenți la ce se întâmplă în jurul nostru. Vă salut, Radu Preda, petrec momentele astea împreună cu Max. El este Max. Și ce să vă zic? Stați aproape și în măsura în care vi se pare important și interesant ceea ce încerc să construiesc pe canalul de YouTube, vă rog să îmi dați un like, un share și un follow în măsura în care încerc să dezvolt acest nou proiect, în măsura în care încerc să dezvolt un nou canal de comunicare cu voi, cei de acasă, cei care astăzi poate stați la muncă sau lucrați de acasă, cu cei care stați cu copiii. Cred că viața este foarte grea de cei care stați la bloc, așa că vă salut, vă spun să rămâneți sănătoși și să ne vedem cu bine în zilele următoare când încercăm să abordăm și niște subiecte politice, pentru că vedeți că viața de zi cu zi nu ne ferește deloc de politică. Avem de-a face cu un guvern care vrea să le știe pe toate și totuși nu reușește
să facă și să rezolve absolut nimic. Stați aproape, mulțumesc mult pentru încrederea voastră, pentru suportul pe care îl simt atunci când apar online și vă spun că rămân același Radu, Radu Preda, și încerc să fiu, așa cum suntem toți, Radu, om normal. Zi frumoasă!